Măști, păpuși, marionete la Institutul Cultural Român din București. Creațiile pictoriței Carmen Olteanu, reunite sub genericul Măști, păpuși, marionete, au fost prezentate publicului iubitor de artă în cadrul vernisajului organizat luni seară. O expoziție care vă propune o serie de păpuși, măști și marionete. Omul încă din antichitate și-a făcut, la fel ca și Dumnezeu, cum a făcut omul după chipul și asemănarea lui, și-a făcut chiar din Evul Mediu, găsim în istoria păpușilor păpuși făcute din diferite materiale, prima dată din lemn, din lut, din materiale simple, până mai târziu când au apărut colecții de păpuși de lux. Expoziția de la Institutul Cultural Român propune un discurs unitar, un ansamblu de portrete de păpuși care dezvoltă o percepție aproape conflictuală între real și virtual. Esența demersului pictoriței Carmen Olteanu constă în interdependența dintre lumea reală, concretă și viziunea virtualității artei. Iubitorii de artă plastică pot vizita expoziția până marți 11 iunie 2019. Lucrările vor fi expuse apoi în mai multe orașe europene în cadrul unui turneu internațional. Expoziția va pleca, ea va fi într-un circuit, va pleca mai departe la Londra, se va întoarce pe la Viena sau Bruxelles și posibil să meargă, suntem în discuții pentru Taormina, pentru Sicilia, în Italia, va avea un circuit, un parcurs frumos. Carmen Olteanu este doctor în arte plastice și decorative, recunoaștere academică obținută în cadrul Universității Naționale de Arte din București și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În timp, lucrările pictoriței au fost prezentate în expoziții personale sau de grup în țară, dar și în străinătate.